Ce avem noi aici? Ajutor. Ok, aici intră niște persoane. Aici sunt saci cu voturi, da? Da. Ce fac? Și intră niște persoane. Domnul Tuis este unul dintre cei care l-au surprins. E cu tremur absolut. Da, deci, este. Atenție. La revedere. Atenție. Deci, umblă la saci. Pa. Cine sunt oamenii ăștia care umblă la saci cu voturi? USR. Cine sunt? Niște membri USR care au fost inclusiv niște membri USR umblă la au acces la în sala cu... care sunt voturile exact. Da. În timp ce jandarmii le țin tira, ca așa se nu cheamă. Vedeți că asta este din 29, da. Noaptea de 29. Deci nu e din seara asta. Asta e azi noapte, nu? Da, noaptea trecută. Uitați, 0048. De okay. fapt, este la 28 spre 29. Caută un sac anume. Stați puțin, e limpede că sunt membri USR? Eu pe unul dintre ei recunosc, cel cu barbă. Bagă mâna în sac. A fost inclusiv la scandalul și cel cu chelie, dacă nu mă înșel. Au fost amândoi inclusiv... și doamna, cred. Da. La scandalul acela cu procesele verbale. Au fost și audiați în dosarul respectiv. Dom'le, stați puțin. Niște membri ai unui partid intră în sala... Deci este un mare scandal acolo legat de faptul că s-au fraudat alegerile la sectorul 1 și intră în sala cu sacii de voturi deci și se... Deci uitându-mă pe dată, este noaptea de după alegeri. Uitați-vă un pic, atent, este 29 ora 0048. Noaptea minții. Deci este 29... 28 spre 29. Da, alegerile exact. Au fost pe 27. Uh-huh. 28 spre 29. Luni spre marți. Luni spre marți. Luni noapte spre marți. Exact. Și pe ăștia a întrebat cineva ce căutau, de ce au intrat. Nu știu. Dar ce presupuneți, domnul avocat, că căutau? Mai avem niște imagini de astăzi, acestea sunt din noaptea alegerilor, ce vedeți în sala cu saci.